greu am ajuns astăzi la studio. Greu nu pentru că nu m-am sculat la timp, nu pentru că n-a mers mașina, ci pentru că a fost atât de aglomerată strada. Apropo, vreau să te întreb ceva. Știi câte mașini există în capitala București? Când zic mașini, mă refer la autoturisme particulare, de instituții, mă rog, hai să spunem și camioane, autobuze. Cam câte mașini crezi că există în capitală? În capitală sunt cam 2 milioane de oameni. Cât? A, zici 200 de mii. Mai adaugă puțin. 5,5 milion. Hai să fim serioși. Știi câte sunt? 1 milion! 1 milion de mașini la 2 milioane de oameni. Și știi care este dinamica? Oamenii continuă să dorească să se mute de la țară la oraș. Și orașele devin din ce în ce mai mari, din ce în ce mai extinse. Se spune că Manila este cel mai extins oraș din lume pe o suprafață de 100 de kilometri. 60-100, mă rog, depinde cum măsori. Adică e un oraș continuu și oamenii continuă să se înghesuie în orașe. Interesant. Să spun o altă poveste. Eu am un băiat, e mare, are 30 de ani. A terminat și el studiile, școala. Și după ce a lucrat o vreme la o firmă multinațională, a vândut micului apartament, a lăsat serviciu și a luat nevasta. Băiatule, ce faci? Unde mergi? Zice, plec la țară. Păi, dar lași bunătatea de oraș. Dialogul e puțin imaginar, nu e chiar real. Lași tu bunătatea de oraș, lași aici, unde mergi? O să te mănânce țânțarii, gândacii, șoarecii. Ce-oi să faci tu? Că acolo n-ai servicii înalte pentru cibernetica ta. Și îl spuneam să cresc flori. Sigur, a luat-o. Poate că n-a luat-o. L-am vizitat după din 2007, 8, 9, 2006, când s-a întâmplat evenimentul, din 2006 până acum, l-am vizitat pe băiatul meu când am putut. Să știi că de atunci arată altfel. E mult mai liniștit. Înainte durea stomacul, era stresat. S-a mai îngrășat, s-a făcut bărbat, s-a voinicit. E un om... Dar ce a găsit la țară de atât de bine? Eh, ți-amintești unde am rămas noi data trecută? Am rămas la subiectul oraș, dar pentru cei care n-au parcurs elementele, le fac o mică legătură și citesc de la Geneza 4:17. Cain s-a împreunat cu nevastă sa și ea a rămas însărcinată și a născut pe Enoch. Enoch însemnează dedicatul, inițiatul, adică cel inițiat în taine. Aceasta mărturisește că s-a produs o nouă religie și Cain spune că după nașterea fiului său a zidit o cetate care i-a pus numele fiului său Enoch. Spuneam că orașul este invenția primului ucigaș. Și mă întrebam data trecută, de ce să construiești o cetate când n-ai dușman, n-ai imperii cotropitoare, când nu sunt hoți, tâlhari, lotri, când nu sunt nici măcar fiarele. La data aceea animalele erau prietenele omului încă. Abia mai târziu vrăjmășia, inamiciția se adâncește. Apropo de vrăjmășia animalelor, pentru care n-avea nevoie să construiască cetate, am văzut eu un documentar făcut de un cercetător, un biolog, în zonele nepătrunse ale Siberiei. Era camera pusă undeva, el stătea pe un buștean și comentariul a pus ulterior. El stătea, un urs a venit să-l viziteze.
auzi, un urs, știi ce e un urs, e o teribilitate, e ceva cumplit. Și spune că el a plecat cu convingerea că animalele sălbatice sunt sălbăticite, sunt făcute prin faptul că omul le vânează, le izgonește, să devină agresive. Este acel instinct, fight or flight, adică fugi sau te lupți. Când n-ai încotro, și o pisică sare la tine. Și povestea respectivul documentar că ursul s-a apropiat, n-a mai văzut omul în viața lui, s-a uitat la el, ete, ce-i cu ăsta? S-a apropiat, l-a mirosit, îți dai seama, nu a sărit la el, n-a răcnit. Și la un moment dat i-a dat o labă ușoară să vadă cum reacționează. Și omul n-a reacționat în niciun fel. Și ursul l-a salutat, sănătate, nene, s-a întors frumos, liniștit, nu speriat, și s-a dus după grișele lui. De cine să te ferești? Împotriva cui să construiești o cetate? Noi nu ne mai întrebăm astăzi de ce există orașul. Pentru că sunt instituțiile. Dar instituțiile există pentru oameni. Iar oamenii s-au comasat în jurul instituțiilor, iar instituțiilor probabil e mai ușor acum să monitorizeze oamenii pentru că i-are pe toți într-o oală. Oare orașul acesta este binecuvântare pentru om? Eu v-am spus că lucrurile totdeauna sunt complexe. Nu pot spune că un lucru e doar rău sau e doar bun. Am găsit multe lucruri utile în oraș. Am auzit însă despre blestemul orașului și aș vrea să investighez puțin această teză, acest punct de vedere. Mai întâi de toate, când ai ajuns la oraș, s-a dus curtea, grădina, auzi, dar vaca unde o punem? Ce vacă, zice nevasta. Păi unde să pui în apartament? Pe balcon? Sigur că în momentul în care ai ajuns în apartament, ei, e frumos, ei, are vedere și spre și se vede și de sus. La țară vedeai doar la nivelul firului, aici vezi de sus. Dar zice, dar ce bate sus deasupra? Păi tu nu știi că plafonul tău e podeaua aluilalt? Iar din jos, de sub tine, podeaua ta e plafonul celuilalt, strigă, mai încet, liniște! Deodată te simți într-o lume care nu e a ta. Zona ta, privatețea, proprietatea ta, nu mai e a ta. Te-ai culcat și odată, ce e? A tras apa vecinul. Nu mai e liniște. Ești înconjurat numai de intruși. Toate sunt intruzii. Mai întâi de toate, orașul însemnează că nu mai ai locul tău. În loc să iei în grădină să-ți scoți ridichia, negociezi cu piețașul să ți-o lase mai puțin și când ajungi acasă și o tai, are și vieri. Vai de tine, în oraș n-ai ce alege. Pâinea n-o faci tu, o mănânci pe cea care ți-o dă. Un al doilea lucru, o a doua binecuvântare, în ghilimele, a orașului, masificarea. Știi care e deosebire între individ și masă? Individul are opinie, are direcția lui personală, masa te înglobează. Tu nu te mai poți mișca. Povestea cineva că dimineața, este o chestie tare de tot pe care cred că mulți care nu merg la servici de dimineață în zonele de vârf, nu îl cunosc. Există la Piața Unirii tunelul de comunicare între două linii, linia întâia și a doua, mi se pare, una care, mă rog. Și acolo oamenii care vor să ajungă într-un punct dat, schimbă metroul și trebuie să treacă printr-un gang. Dar spune, știi ce se întâmplă? În momentul în care tu, singur, cetățean, mergi pe gang spre metroul celălalt, deodată vezi că niște ape înalte se revarsă spre tine. Nu mai e unde. Te lipești de perete. Dacă nu te lipești, te ia masa și te aruncă. Oameni buni. Masa sunt alții care ies din metro și care se grăbesc să prindă celălalt metro și atunci trebuie să te oprești, te lipești de perete până îți face din nou loc. Masa este o concepție despre om, nu ca individ, ca entitate,
ci ca părticică a unui conglomerat pe care un păpușar cu sfori legate de degete, un păpușar le conduce. Masificarea însemnează înregimentarea individului până când, cum spunea un capitan din armată, răcan, știi ce culoare are sângele soldatului? Și ăla trebuia să știe dacă nu făcea 30 de flotări. Cachi să trăiți! Sângele lui nu mai este de individ, de om, ci este sânge de uniformă. Toți suntem la fel, masificarea. Când ai devenit masă, totdeauna trebuie să fie cineva care, Big Brother, te benoclează, zicea cineva, te monitorizează. Și acest frate mai mare îți rânduiește ție câtă căldură să ai, ce să mănânci, ce îți dă pe piață. Acum vine și Codex Alimentaris, în care ți se stabilește ce alimente n-ai voie să le desfaci. De exemplu, brânza noastră ciobănească nu mai are voie să fie vândută în anumite zone, să zicem, pentru că nu este indexată în Codex Alimentarius. Și ca tare este scoasă din dreptul tău de a te hrăni. Iar pe lângă acest control, această monitorizare, apropo de monitorizare, o să mai discutăm despre oraș când vom vorbi despre Nimrod, care a construit niște cetăți. Scopul pentru care Nimrod sau Cain strânge pe oameni toți la oaltă, în cetate, nu e ca să facă un front comun, ci ca să poată urmări exact ce face fiecare, să le poată lua taxele mai bine, să nu fenteze nimeni rânduielile, să-i controleze. Iar când ai ajuns masă și controlat, tu ești un nimeni, anonim. Să vezi cum te tratează un om la țară. Bună ziua! Te salută fără să te cunoască. Am pățit-o eu la fiul meu, unde s-a refugiat la țară, unde nu crește flori, face altceva mai bun. Oamenii te văd ca om. Un copil săru mâna, băiat, îmi spune mie, de acest femeie, așa e frumos. Așa au învățat ei că oamenii nu sunt anonimi, ștergi, fără nume, ci au un cod. Nu-l cunoști tu, dar au un cod, sunt oameni. Acesta este orașul, dragii mei. Iar peste toate, acolo unde există masificare, acolo unde omul este frustrat de lipsa privateții, acolo unde există un control, unde omul e anonim, poate face orice. Îmi spunea mie cineva când eu eram încă la Sibiu, ei, te duci la București, acolo viață, dai o palmă la unul și nu-l mai vezi toată viața, că te muți în celălalt colț al orașului. Îți dai seama ce bine. Și acolo, în anonimat, viciul își face cuib. Niciodată la țară nu s-a dezvoltat viciul. Acolo este și ochiul lui Dumnezeu, de care depinde să-ți dea ploaie, să nu vină lăcusta, să nu vină dăunătorii. E o altă relație. Orașul cu străzi înguste, unde miroase uneori a urină, orașul cu florile betonului, florile răului. Acolo se dezvoltă colcăie nelegitimitatea. Orașul a cultivat lupanarul. Citesc versetul 17 din Geneză, unde raportul spune: el a început apoi să zidească o cetate și a pus acestei cetăți numele fiului său Enoch. Acum fii atent. Enoch însemnează dedicare. Dedicare pentru că Enoch a fost dedicat pentru o nouă religie. Dar știi că o nouă religie sau o nouă concepție, o nouă cosmoviziune, nu? World view, cosmoviziune. Un nou Weltanschauung, cum spune neamțul, o nouă viziune despre lume, adică o nouă religie, mai cere un nou habitat, adică orașul. Iar un nou habitat cere o nouă societate. Și vei vedea cum sunt uimit de frumusețea Scripturii, sunt uimit de structura coerentă și profunzimea ei.
Să vezi cum o nouă religie, care a cerut un nou habitat și care a cerut o nouă societate, se construiește mai departe în versetele 18-19 și așa mai departe, această nouă societate. Să o cercetăm. Geneza 4:18. Enoch a fost tatălui Irad. Irad a fost tatălui Mehuiael. Mehuiael a fost tatălui Metușael și Metușael a fost tatălui Lameh. Și acum tu te oprești, te uiți lung la mine și zice, ce înțelepciune mai e și în această enumerare de spițe de neamuri. Ei, mare nu e, ei e totuși una. Tu știi că fiecare nume însemnează ceva. Enoch însemnează inițiatul, dedicatul. Și acum, din nume, putem cunoaște evenimentele timpului. Tradu numele și vei vedea despre ce se întâmplă. Enoch a apărut o nouă religie. 2. Irad însemnează orășanul. Hei, a început o nouă societate, orașul. Mai departe. Mehuiael însemnează lovit de Dumnezeu. Cine știe dacă, disgrație, dacă conflictele, dinamica socială sau relațiile interumane n-au creat deja primele tensiuni. Iată unul, probabil Irad, orășanul, a pățit ceva și fiul lui i-a dat numele, m-a lovit Dumnezeu, lovit de Dumnezeu. Mai departe, Metușael, omul lui Dumnezeu sau favoare, probabil că nu se referă la omul lui Dumnezeu din cer, e o nouă religie, probabil că ăsta a dat de bani, a dat de, s-a întors din străinătăți, de la afaceri, acum zic și eu în variantă actualizată, și s-a întors plin de euro, a venit cu merțan cât toate zilele, cu o duducă lângă el care cilipește pe alte limbi și de noi, omul ăsta da, omul lui Dumnezeu. Iar Lameh însemnează gâtlej, e singura posibilă traducere, e incertă de a-mi pus semn de întrebare, oare ce-o fi însemnând gâtlej? Nu știu. Poate că ăsta era care trăgea tare la măsea, avea gâtlej de fier, sau urla tare, era mai tare, mai sonor decât toți, nu știu. Cert este că toate numele acestea înșiră o istorie. Spune, fiule, nu este înțelepciune în aceste nume? Versetul 19. Spuneam, o religie, un nou habitat, o nouă societate. Lameh și-a luat și acum vedem noua societate. Două neveste. Numele uneia era Ada și foarte interesant, de obicei femeile nu apar în genealogii. Deci oare dă și numele femeilor, mai ales când sunt niște femei care, fără frică de Dumnezeu, lipite de ateism, ci că numele uneia era Ada și numele celeilalte era Țila. Știi ce însemnează Ada? Ada însemnează podoabă. Probabil că am găsit o poză așa plină de podoabă. Vorbește ceva despre, nu despre arte, despre filosofia de viață, despre stilul acestor oameni. Ada însemnează podoabă, iar Țila însemnează clinchet. Parcă văd clinchetul de la gâtul cuconiței, de la brățarele. Toate acestea vorbesc despre o nouă mentalitate, un nou raport între bărbat-femeie, seducția. Vă să zic că orașul însemnează seducție. Poate, 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 poate te agăți. Iar el a luat-o pe una, a văzut-o și pe a doua, a luat-o și pe a doua și cu această ocazie căsătoria intră în colimator să fie distrusă. Ce e căsătoria? E o bomboană de zahăr care se pune pe vârful tortului, în care reprezintă un el și o ea. Ei, Lameh zice nu, eu iau mai multe. Și în felul acesta, o nouă societate însemnează noi, în ghilimele, principii sau reguli morale, de fapt imorale. Oare poligamia are drept să existe sau nu? De unde știm noi că e imorală? Poate că e o altă morală. Uite, oamenii pe vremuri, nu, epoca cavernelor, omul primitiv, să fim serioși, ăla e om decăzut din strămoșii noștri, devenit ateist, pierzându-și imaginea de sine, s-a scufundat în păcate. Nu e omul primitiv, ăla n-a existat după Scriptură. Poligamia e bună sau rea?
Privește puțin harta lumii. Toate țările care sunt marcate, mi se pare că nu toate culorile au ieșit, dar nu-i nimic. Toate țările care sunt marcate cu o culoare, pare rău, sunt mai multe culori decât ceea ce se vede, poate pentru mine este o slăbiciune, nu văd eu exact, sunt unele culori în care poligamia, deci cu roșu, era Statele Unite, țările Europei aveau toate roșu în harta mea inițială și acelea arătau că acolo este interzisă poligamia. În rest, există câteva țări în Scandinavia, țări scandinave, în Franța, unde poligamia, spre marea mea uimire, este acceptată. Sigur, în anumite țări e și o legendă, poate că o vedem acum, nu. O defecțiune tehnică și sărim peste ea. În legenda aceasta spune că în unele țări poligamia este acceptată, dar numai între adulți. Adică eu, fratele, cu sorul meu, am trecut de 18 ani, e voie. În alte părți e acceptată, dar nu ca căsătorie, ci ca și cohabitație. Vă să zic că în țările Europei luminate, Suedia, Franța, Olanda, există incest. De ce? Uite, mă uit la turma asta de căprioare. Este un singur mascul, masculul alfa se cheamă, masculul dominant. El are mai multe neveste. Păi nu vezi că în natură există poligamie? Păi mă, e cu dobitoacele. Poligamia e pentru fiare, pentru animale. Dar tu nu ești animal. Tu știi că omul are o altă identitate. El e fiul lui Dumnezeu. Și nu e scopul doar de prăsilă. Omul este pentru o relație. Animalele, măcar că și între ele există unele fidele, monogame, de exemplu papagalii. În Australia am văzut papagali care merg doar perechi. Dacă moare o pereche, cealaltă pereche nu se mai împreună cu niciuna. Și papagal, dar tu om. Ei bine, omul nu e făcut doar pentru procreere, mașină de prăsit, ci omul este, după chipul lui Dumnezeu, o ființă inteligentă, emoțională, are nevoie de părtășie, de comuniune. Ia uite, am aici o șopârlă cu două trupuri, doar coada e comună, poate și două picioare din spate comune. E un monstru, un monstru mic. Crezi că e fericită? O să mă întreb, dar de ce vorbesc despre asta? Hai că spun imediat. Uite-te aici, un vițel cu două capete, un alt monstru. Sunt niște urtanii. Probabil că nici nu o să trăiască prea mult, că de obicei monștrii n-au viață lungă. Uite, un copil cu două capete. Așa este mizeria unui trup cu mai multe capete. Ei bine, și de ce am dat aceste poze? Să-ți citesc din Scriptură. Din Geneza, capitolul 2, cu versetul 24, când Dumnezeu a binecuvântat prin cuvintele lui Adam căminul. Zice, de aceea, zice Adam, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevastă sa și se vor face două trupuri? Nu, se vor face un singur trup. Știi ce se întâmplă în momentul în care trupul are două capete? Uite-te, fetele acestea sunt dintr-o lume în islam unde se permit patru neveste pentru înmulțire. Poate unii au și mai multe, nu știu. Poate nu. Unii sunt oameni deosebiți. Am cunoscut eu musulmani care sunt monogami convinși, cinste lor. Uitați, femeile acestea din lumea în care femeia este doar de înmulțit, ele cunosc ce înseamnă invidia, ce înseamnă frustrarea, adică e iubitul meu și acum se culcă și jură altea dragoste. Umilirea. Știți că, mă rog, în anumit crez, în crezul poligamilor, se spune că femeia nu are decât
o jumătate, în cel mai bun caz, o jumătate de suflet. De regulă are un sfert de suflet. Și dacă vrei un suflet întreg, iei un sfert, două, trei, patru sferturi, patru femei. De aceea e îngăduit până la patru. Dar nu sunt mulțumite. Aceste femei protestează în Indonezia, unde totuși există parcă ceva mai multă deschidere, nu este bigotismul atât de mare. Și iată că poligamia se naște în noua societate care are un nou habitat și o nouă religie. Și acum Geneza 20 spune, Ada a născut pe Iabal, el a fost tatăl celor ce locuiesc în corturi și păzesc vitele. M-aș opri poate aici. Adică simt nevoia de a nu intra pe un nou culoar, pe un nou tunel de fugă, ca să intru într-un domeniu care cere investigare liniștită. Dar dacă mă întreb cu ce am rămas, sau ce aș vrea să subliniez în ultimele minute ale prezentării, aș spune doar atât. Că aici, în pâinea aceasta care mă hrănește și care te hrănește, în Scriptură găsești religia, articulat, religia, nu o religie. Singura care te poate păstra în echilibru cu tine, cu semenii, cu natura, cu destinul vieții tale, destinația vieții. Și ori de câte ori tu părăsești coordonatele Scripturii, devii ateist. Nu trebuie să fii un tăgăduitor și un hulitor de Dumnezeu ca să fii ateist. Este destul doar să fii în iad, adică să n-ai prezența Domnului. Să nu percep că El e aici, auleu, Dumnezeu e aici și eu n-am știut. Deci, ori de câte ori te afli fără Dumnezeu, ateist, nu se poate să nu începi o nouă religie, un nou crez, care te va conduce la strâmbarea moralei bune, care a făcut ca omenirea să crească și să se dezvolte civilizația noastră europeană până la nivelul în care suntem. Încet, încet văd că civilizația se scufundă ca un Titanic în care a intrat apa, e năpădit de valuri. Familia e de joacă, copiii, unii nici nu mai fac, alții îi fac și îi lepădă. Munca e o rușine, scopul vieții e distracția, nu mai este de a iubi pe alții și de a-i face fericiți, iar viața n-are rost. Oamenii, negăsind rostul, se afundă în droguri, în bătăi, în sex, în cei mai animalic. Curând nu o să mai vorbească, uite cum e muzica de azi, unele muzici, ci mugesc, ca animalele. Încet, încet, civilizația se întoarce. Nu se întoarce, că n-a fost niciodată acolo, ci decade la omul primitiv și repetăm alte decadențe. Dragul meu, ai nevoie și eu am nevoie de Dumnezeu ca să putem fi întregi, să trăim într-o lume de oameni și nu de animale și să fim fericiți. De tine depinde în ce măsură lumea în care trăiești va fi mai bună. Gândește-te la ce ți-am zis.